Bună dimineața, suntem în Selca, în port. Am venit de la Bilă să luăm niște pâinici și niște roșii. Azi e norat, așa că probabil că o să petrecem timpul prin jurul Bilei pe undeva. Aici tot timpul sunt plăcinte proaspete și pâine caldă, cornuri. Am venit și la supermarket și la legume, fructe, să luăm niște roșii pentru micul dejun. Am ajuns pe insula Blackfoot. Am plecat la plimbare puțin prin insulă. Nu e nimeni la plajă, cu nisip. Apa e superbă, e caldă, cum am spus ieri. Cristalină. A fost foarte norat, după cum ați observat de dimineață. Acum s-a îndreptat vremea și mergem puțin. Ne-am speriat puțin cu norii, am zis că o să plouă și ne făcuserăm program să stăm mai în apropierea Bilei, dar cerul senin ne liniștește și ne îndeamnă la activități mai departe de vilă. Mergem în continuare la plimbare, uitați, e golf superb. Nu e nimeni la plajă aici, apa e perfectă. E curată, cristal. O bărcuță drăguță, asta se închiriază, bărcuțe cum e aia de acolo pe care o vedeți. Având un motor mic de 6 cai, se închiriază fără să posez permis. E superbă bărcuța. Și tu ești plin pe aici, prin golfulețe, fără probleme. Costă, nu știu, 20 de euro pe zi sau ceva de genul ăsta, foarte puțin. Uitați apa cristalină. Cine zicea că în Croația nu sunt plaje cu nisip? Uitați, dite mai plaja, nu e nimeni aici la plaje. Apa e perfectă, e impecabilă, e cald afară, sunt 27-28 de grade. Apa mării are 23-24, deci e ideal de făcut plaje, de făcut baie, de sta pe malul mării. Asta este o trambulină de sărit. O să mă opresc aici că se audă telefonul. Auziți cicadele și valurile mării și liniște. Liniștea asta face toți banii. Pescadoarele de aici din Selca, care au fost azi noapte la pescuit, au venit, au descărcat lăzile pe la restaurante, pe unde au putut. Și aici în spate avem o fostă exploatare de marmură. Uitați câtă marmură și ce perfectă este. Aici e camion încărcat cu plase de pescuit.
am plecat să căutăm o mănăstire din secolul 10. Urcăm de vreo 30 km și ceva. Suntem deasupra orășelului unde suntem cazați. O chestie interesantă în Croația, toți care își delimitează proprietățile, își delimitează cu ziduri de piatră, nu cu scândură, nu cu lemne, nu cu nimica. Deci peste tot unde vedeți ziduri de piatră sunt proprietăți delimitate. Dacă te uiți din barcă spre mare, sunt proprietăți pe kilometri întregi cu piatră. Nu am înțeles încă de ce, pentru că e mult mai greu să cari atâtea pietre, să le pui unele peste altele, decât să faci din... Probabil că nu este lemn. Deci mergem în continuare spre mănăstire. E puțin cald, că s-a încălzit, s-au dus norii, s-au risipit. Uitați câte ziduri de piatră. Urcăm în continuare. Arată că am avea încă vreo 300 de metri până la capela Sfântul Nicola. Sfântul Nicolae din secolul 10. Drumul e din ce în ce mai abrupt și mai pietros. Dar turn right. Mergem înainte. Pe drumul spre mănăstire mai avem vreo 100 ceva de metri. Am întâlnit o carieră de piatră și o groapă uriașă, pavată cu piatră. Nu dau seama ce poate să fie aici. Dar arată destul de... Adică nu destul, foarte interesant arată și foarte adâncă. Deci chiar nu înțeleg utilitatea acestei gropi. Iar în spate avem cariera de piatră. De-aia își fac croații garduri din pietre, că sunt pietre peste tot, absolut pietre, pietre, pietre. Nu vreau să mă apropii mai tare, să fie ultimul meu vlog pe YouTube. O să vreau să mai fac niște vloguri, că de-abia acum am prins gustul și știu că ar valora mult mai mult dacă ar fi ultimul, dar merge și așa. Aș primi mai multe like-uri și ar fi distribuit mult mai tare dacă era ultimul. Mergem înainte, ne apropiem de mănăstire. Ultima 100 de metri după un urcuș de 4 km care l-am făcut pe munte. Îmi cer scuze dacă se mișcă imaginea, dar nu am la mine gimbalul. Deci ar trebui, după ce ajungem în panta asta, ultima de pe deal, să vedem și mănăstirea. A fost un urcuș destul de dificil, mai ales având în vedere căldura de afară. Se gâfâie destul de puternic în spatele meu. Pietre, pietre, pietre. Și în depărtare, Selca și cu biserica. O să o filmez zilele următoare, o biserică foarte, foarte interesantă și frumoasă. Deci ar trebui să vedem mănăstirea cât de curând acum. Să sperăm că și o vedem, să nu fie doar o placă pe care scrie aici a fost mănăstirea. Ce forme de relief interesante. Unde? Uite și mănăstirea. O vedem sus acolo. Deci o mănăstire de acum 1000 de ani, din secolul 10. O să mergem spre ea să... Să vedem... E impresionant să vezi o construcție de 1000 de ani. Sunt puține care mai au supraviețuit amprentei timpului. De aici se vede mai bine.
seamănă cu biserica Sfântului Atanasie de la Muntele Athos. Nu? Da, uite, chiar. Foarte fain. A meritat să venim până aici. Sigur că a meritat. Cum să nu merite? Și pentru câteva mii de oameni care se uită la noi, hai să urcăm să vedem și înăuntru mănăstirea cum arată. Când faci un efort fizic pe perioadă mai îndelungată și vezi așa ceva, uiți de tot ce ai îndurat pe parcursul drumului, de cei 5 km de urcat pieptiș pe coastă. Probabil că undeva drumul face dreapta aici ca să urcăm pe formațiunile astea stâncoase care sunt aici. Ce plantă e asta, Jenny? Nu știu. Nu știe. Oh, ce bune niște răcoare. După mers atâta în soare. Și probabil că o să facem dreapta aici undeva. Atenție la șerpi și la șopârle. Mai avem puțin și urcăm în continuare. Sunt niște peisaje superbe și o liniște de plină. Adică a meritat tot efortul. Sunt curios ce panoramă o să vedem în față. Foarte interesant arată, se vede că e de 1000 de ani clădirea. Mai avem puțin, se vede și marea în față. Wow, superb! Deci o priveliște deosebită. Suntem pe vârful muntelui. Oare cum trăiau oamenii acum 1000 de ani aici? Și zidurile care înconjoară mănăstirea este de... Am văzut puține clădiri așa de interesante. Deci să ne întoarcem acum 1000 de ani, să ne imaginăm preoții sau călugării care veneau aici să se roage. Niște furnici mari, ce găuri au făcut în pământ. Uriașe, lucrează de zor. E închisă ușa. Oare putem să deschidem? Cred că și zăvorul e tot de-a plăcut de ani. Sfântul Nicolae, Sveti Nicola. Cineva văd că vine până aici și pune flori în permanență.
Da, foarte interesantă mănăstirea și impresionantă. Cred că toate dalele astea de beton, de beton, de piatră de jos, sunt de atunci. Deci exact 1000 de ani de când a fost construită această clădire. Cam asta e priveliștea care o avem în față. Deci a meritat tot efortul. Înconjurăm și pe partea asta altă. Coborâm pe alt drum. Ne întoarcem înapoi spre locația unde suntem cazați. A fost o experiență foarte interesantă. A meritat kilometrii care am făcut în sus. Mănăstirea, biserica a fost deosebită și turn right. Arhitectura dinăuntru, inclusiv partea de sus, care se numește Pantocrator, la biserică exista, probabil că fiind în anul 1000, a fost înainte de Marea Schismă. Aici e o proprietate privată și văd că a pus omul aici ce pățești dacă intri aici. Vulpi, urși n-au acces. Cred că ar trebui să facem și asta, ca să mai vină urși peste noi și o busniță. Foarte interesantă casa asta aici, proprietatea asta. Mergem în continuare, se vede marea în fața noastră, superb. O priveliște de poveste. Mai e puțin înnorat, a mai rămas de azi dimineață niște urme de nori, dar e foarte cald. Aici cred că se circulă deja cu mașina unde am ieșit. Este și un indicator aici cu Sved Nicola și niște mărgele și niște ghiduri turistice lăsate aici pentru toată lumea. Ude, probabil că au fost udate de ploaie. Mai sunt și alți excursioniști, văd. Haideți, mă, aici, haideți. Haide la mine, haide. Haide. Hai, Dobrdan. How old is? 2 months? 3 months? 3 months. 3 months? Very nice. Beautiful. Beautiful, beautiful. I have 15 dogs at home. Okay. And they feel I love dogs, you know. Oh, nice. Ce drăguț. Dovidenia. Găsit în drumul nostru spre casă o livadă superbă de măsline. După cum arată, măslinii cred că au câteva zeci de ani bune. Și o casă aici. Și aici o instalație de cules măsline cu o bandă. Pe platforma asta se bagă de sub pom. Și după care îi urcă aici și urcă măslinele acolo și le descarcă. Nu cred că mai e funcțională, că arată destul de ruginită. Dar o instalație destul de ingenios făcută. Măslin peste tot. Unde te uiți cu ochii, unde vezi cu ochii, aici doar livezi de măslini. Și în spate munții de pe coastă. Măslin destul de groși. Ăsta are peste 100 de ani sigur, la ce grosime are. Și satul în jos. Se vede puțin. Îi facem un zoom așa. Îmi bate soarele în ochi, dar sper că se vede cât de cât. Să coborâm. Thank you. Ne-am luat de la benzinărie. Eu beau apă plată, Jenny bea un pipi, părintele Radu apă plată și Mugurel o bere Tuborg. Luați. Ia și la lui Jenny. Așa.
Hai să mergem. Dovidenia. Și mai avem puțin până la locație. Ce fain. Frumos. Diseară încercăm să facem un live din Bolt, să vedem dacă mergem cu mașina acolo, pentru că e foarte fain. E localitatea unde e cea mai frumoasă plajă cu nisip din Croația. A început să se mai animeze puțin. Când am trecut noi de dimineață înspre bisericuța Sfântului Nicolae, nu era nimeni aici. Acum am început să vină lumea la plajă. E și păcat cu apa asta superbă să nu profiți de apă, de... Uite și un cățel frumos acolo, pe punte. E cam blănos săracul, cred că e destul de cald. Ia să-l vedem mai de aproape. Ce frumos e. E superb. Ce cuminte stă. Stă și acolo cu stăpânul lui. Nu știu dacă, cred că a făcut o baie, că mi se pare că e cam mult. A intrat deja o dată cel puțin în apă. Închei aici vlogul de astăzi și o să încerc mai târziu să mai fac un live din Bol, unde este cea mai frumoasă plajă din Croația. Limba aia de pământ care apare peste tot în reclamele cu Croația. Vă doresc o zi minunată și un weekend minunat.